Mai mulți motocicliști craioveni au ajuns cunoscuți după ce au pus sumărul la una dintre cele mai inedite acțiuni umanitare. Alain și Günther sunt doi belgeni pasionați de motoare care de mai bine de 10 ani duc ajutoare în comunitățile sărace din lumea a treia. După ce acum patru ani au dus în comunitățile defavorizate din Tajikistan o ambulanță, anul acesta s-au hotărât să le ducă o mașină de pompieri. Drumul de 12.000 de kilometri pe care îl vor parcurge în aproape două luni nu a fost până acum lipsit de aventuri, iar ajutorul dat de motocicliștii craioveni a fost apreciat. Pe autostradă în Germania am făcut făcut pană și am fost nevoit să căutăm o anvelopă. Am apelat la prietenii noștri motocicliști și așa am ajuns să luăm legătura cu motocicliștii din Craiova, care fac parte din clubul internațional Blue Knights. Ei au fost cei care ne-au ajutat cu anvelopa, dar și cu cazarea pe perioada în care am rămas la Craiova. Ne-au prezentat orașul, ne-au dat cea mai bună bere și mâncarea locală, cârnați, roșii și castraveți, a povestit Günther. Deși mașina de pompieri a fost fabricată în 1982 și nu are aer condiționat și nici nu poate depăși 50 de km pe oră, cei doi belgeni nu s-au lăsat descurajați și după două zile de repaus au pornit mai departe. Cei doi motocicliști au reușit până acum să ajute zone din Mongolia și Tajikistan cu haine, jucării și medicamente.